În aceste vremuri grele, pandemice, Palatul Culturii Teodor Costescu își dorește să ofere publicului mehedințean un spectacol muzical inedit cu ocazia unirii principatelor române. De această dată va avea loc în format digital. Palatul Culturii Teodor Costescu va găzdui în acest weekend un spectacol realizat de Orchestra Lăutarii Mehedințiului cu ocazia unirii principatelor române. Alături de vernisajul expoziției fotodocumentare organizate împreună cu Serviciul Județean al Arhivelor Statului, Palatul Culturii Teodor Costescu organizează și un spectacol muzical. Astfel, Orchestra Palatului Culturii Teodor Costescu, acești băieți și fete extraordinari, extrem de talentați, conduși de maestru dirijor Nucu Drăghia, vor susține împreună cu ansamblul Izvorașul Episcopiei Severinului și Sehaie un concert consacrat zilei de 24 ianuarie pe scena Palatului. Acest concert este oferit publicului severinan și nu numai și vă va sta la dispoziție în format digital. Deocamdată, datorită vremurilor vitrege prin care trecem, respectând criteriile de distanțare socială și de purtarea măștii, vreau să vă aduc la cunoștință că nu putem 100% să ne desfășurăm activitatea, ba nici 50%, dar încercăm să ținem pasul cu evenimentele. Trebuia punctat acest eveniment, că este de o importanță deosebită. Evenimentele muzicale și culturale nu au mai avut loc în 2020, așa cum era obișnuit publicul mehedințean, însă Palatul Culturii Teodor Costescu încearcă să ofere oamenilor momente recreative și distractive.